Bună ziua! Bine ați venit la ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Curavna. Țin să vă mulțumesc că și astăzi suntem în număr destul de mare, chiar în condiții de mare, afară nouă, și sunt condiții destul de vitrevie. Tot la fel, pot să mulțumesc domnului Mureanu și trupei dânsului, după care întotdeauna, după cum am văzut, este alături de toate comunele de Valea Trotușului, care promovează, până la urmă, și imaginea comunelor din județul Bacău. În contradicție, nu pot să mulțumesc celorlalți consilieri care au fost votați, care au jurat cu mâna pe cruce că vor sprijini comună, că vor lupta pentru binele comunei. Acești consilieri îi putem numi, începând de la stânga la dreapta, domnul viceprimar Anton Himalica, doamna Românești, să știți. Și nu cred că îl luare prea mult de noi. Acolo ar trebui să stea doamna Cucurucica, domnul Bartolu, domnul Pașcu, doamna Enache, domnul Musea, domnul Ciubotaru. Și Mititelu. Și să ne întrebăm, oameni buni, de ce comuna noastră a ajuns așa? Fiindcă de-a lungul timpului s-a perpetuat aceeași mentalitate. Auziți așa, să nu facă cel care e în funcție, că nu mai este ei. Eu întotdeauna am spus altfel. Să facem toți pentru comună și oamenii vor vedea cine iubește, cine luptă pentru comună și cine vrea ca și comuna noastră să fie acolo unde este locul ei. Cu regret o spun și sincer, chiar sunt mântuit. Nu este de drept cum se comportă acești oameni cu dumneavoastră și cu comuna. De ce? Când vor ca să facă Valerica Mihalcea asfalt? Când vor ca Valerica Mihalcea să facă pic? Așa n-au venit la baza sportivă. Aceeași consilier însuși viceprimarul comunei. El a fost cel care întotdeauna a dat în cap așa. Nu votați. Și au plecat din sală când am avut proiectul european bază sportivă, terenul de sport în comuna Muravei. Noroc că atunci am avut 8 consilieri care au votat și mi-a trecut proiectul. Pe terenul de sport făcut astăzi, joacă copiii noștri, vor juca generații. Dacă vă lăsam după domnul viceprimar și ceilalți consilieri PSD și cu doamna Lucica, terenul de sport era așa astăzi, cum o lăsase pași cu niște bălării. Pe cei copii îi întrebam astăzi, cine a procedat corect? Consilierii care au fost aici cu demnitate și de fiecare dată au votat pentru binele comune? Sau să întrebăm pe cei care astăzi stau și râd undeva acasă? Cât respect au față de dumneavoastră în condițiile în care iau 3.300.000 pe lună doar ca să vină să vă reprezinte în Consiliul Local. Unde este cel care a promis la bătut la poarta dumneavoastră? Oameni buni, votați-vă!
votați-mă și ca primar. Vorbesc de Pașca, vorbesc de Lucica, vorbesc de domnul Antoche. Unde sunt consilierii care au venit, parcă erau cu ursul la poarta dumneavoastră și cu coluna și cu găreți și cu plasă și cu tot ce au putut aduce de până au adus de la martirele lor. Erau pene de nu mai putea încălca pe aici. Unde este promisiunea lor? Unde sunt acei oameni astăzi? Cât de mult v-au iubit pe dumneavoastră? De ce nu se întreabă că și până la Pașcă trece acel timp? De ce nu se întreabă și domnul Panțâru, care nu te împărtinea ta, doamna Ionică, consilier PSD, care aici astăzi nu este? De ce nu se întreabă că și oamenii din Părtinata ar vrea asfalt de la asta, la Chimarița, până la biserică și până în Părtinata? Și temelia folosește acel drum. Și de ce nu se întreabă că în Dumbrava mai era aproape kilometru de drum de asfalt? De ce nu se întreabă că în Botocești, iată, avea un kilometru și jumătate de drum de asfalt? Fiindcă nu văd. Am spus-o și în ședința cealaltă. Era un proiect benefic pentru comuna noastră. Șanse ca un consilier să voteze un proiect cu 1 milion de euro sunt minime. Sunt odată în viață. Și dacă ești consilier și nici atunci nu votezi, oare peste timp nu vei regreta? Mă întreb dacă domnul Ciubotaru, mă îi spune medicelul, n-ar vrea să spun că e mic și la suflet. L-am rugat mai înainte să vină la ședință. N-a vrut să vină. De ce? Copiii lui nu vor merge ca cel cum asfaltatoare. Copiii lui domnul Pașcu a fost până la 8 ani. Nu va merge pe acel drum, oare nu au nevoie cei copii care vin din străinătate cu mașinile să meargă pe drum bun? Mă întreb, oare până unde merge răutatea? Unde începe bunul simț și unde începe lipsa de responsabilitate? A fi responsabil într-o funcție înseamnă că te dărui total celor care te-au votat, pe care îi reprezinți. Și sincer o spun, dacă aș considera că eu sunt petrigan și mâine n-aș mai candida. De ce? Fiindcă îmi iubesc comuna, fiindcă îmi iubesc oamenii, fiindcă pe stradă când merg mă întâlnesc cu Badea Gheorghe, fiindcă Sandu, cu Marcel, și vreau ca acestor oameni să le aduc ceva în viața lor, să le aduc bunăstare, să spună măcar o dată a fost un primar harnic și chiar și pește. Au trecut câțiva ani, 3 ani și jumătate. În acești 3 ani și jumătate, eu cred că fața comunei s-a schimbat complet. Când am luat primăria prin geamă, erau cârpe, erau sobă verde, au fasole de sarmale acolo, până la primarul Pașcu. Le-am dărâmat și am spus, vreau o primărie modernă, cine intră în statul meu, în comuna mea, să nu fie rușire. Și cu bani puțini, foarte puțini, am făcut o primărie, am făcut drumul județean, toată lumea l-a așteptat. Să nu credeți că a dat Consiliul Județean. A fost și locul meu. Că între timp guvernul și chiar și politicienii au luat o decizie corectă, primăriile, comunele, să nu mai primească bani de la Consiliul Județean. Să nu mai fie o nevoie cu Mihalcea Valerica să mă duc la Dragoș Benea, domnule președinte, că trec în partidul tău. Nu! Astăzi banii vin de la Ministerul Finanțelor, iar proiectele europene se finanțează de la Ministerul Dezvoltării. Dacă ești deștept,
ca primar, dacă ai un colectiv de oameni în primărie pe care îi pui la muncă, faci. Dovadă că am făcut. Au avut oameni care i s-a dus agoniseala de o viață, de două ori, au avut dic. 22 de ani nimeni n-a pus o piatră acolo. Noi avem un kilometru și jumătate de dic făcut. Din proiect prost făcut de 85 de miliarde, noi am ajuns la doamna puțin de ani, doar 1.300.000 definitivăm astăzi, într-o lună maxim, până acolo definitivăm cu bani foarte puțini. Nici a 10-a parte, putem spune, a 10-a parte. Asta înseamnă să ai responsabilitate. Asta înseamnă să faci cu bani puțin mult. Și lumea a mai avut în această perioadă și altă. Când anul trecut am primit la Consiliul Județean răspuns că nu vom primi niciun ban, nu vom lua cu ei. Plecam la București și am adus finanțare de la Ministerul Dezvoltării de 1.000.000 de dolari. Acest proiect de alimentare cu apă se termină în o lună și jumătate în Pătrășcani și Gura Văietor. Se va continua celelalte sate. În aceeași ordine de idei, din urmă va veni canalizarea. Asta înseamnă ca noi să intrăm în normalitate. Asta înseamnă ca noi să vrem ceva, dar să ne și străduim, să muncim pentru a realiza acel ceva. Nimeni nu mai dă celor care stau doar cu mâna întinsă și spun, Doamne, dă. Toți finanțează doar proiecte eligibile, proiecte serios întâlnite, proiecte care să aducă în starea comunei. Nu să mai fac părculețe, câmpi, nu să mai fac pârtii de schi, aiurea, care nu folosesc nimănui. În această perioadă fac un mic, așa, un CV-ul al celor 3 ani și jumătate. Am făcut la Dumbrava jumătate de kilometru de asfalt, prin Gavalea Tronușului. Și tot așa, în ședință de Consiliul Local, m-am ridicat și am propus un proiect. Erau bani alocați prin Gavalea Tronușului. Cine credeți că s-au opus? Tot viceprimarul și consilierii PSD. De ce? N-au mai dat niciun răspuns. Am avut un noroc atunci, că s-a reluat votul, i-a ieșit din sala de ședință și am spus, fraților, vă nu credeți să ne prezentați comuna. N-aveam niciun pentru de a se facă în comuna. Și totuși nu votau. Să pierdă bani europeni, care era mobilul să nu facă bani europeni. Noroc de Florin Grigore, care atunci le-a spus acelor consilieri lipsiți de responsabilitate, băi, fraților, nu fiți nebuni, sunt bani europeni. Hai să votăm. S-a reluat votul, proiectul a trecut, drumul s-a asfaltat și acolo rămâne. Pe acel drum circulă astăzi oameni și spune că și curată voi se poate. Din banii făcuți economia, fiindcă sunt primarul întregii comune. Am zis să facem un cămin cultural la Dumnezeu. Acei oameni și e nevoie de o sală în care să întrunească, să facă mult bucumetrie, este normal, ca să nu ne întâlnim în alte locuri sau prin crești. Și uitați, scara în spinare am luat 3 ani și jumătate, schimbând becuri, poate la un moment dat m-aș judecat că v-am luat lumina. Am luat lumina de la 12 jumătate până la 4 jumătate. Dar când s-o bătim, 550 de becuri, ori atâtea ore, ori atâtea nopți, înmulțit cu atâția ani, i-a uitați, fraților, că s-au adunat 5 miliarde pe care primarul Valerică Mihalțea le-a făcut economie și facem plânii cultural la Dumbrava. Ei, uitați, așa înseamnă să știi să iei decizii în funcție publică. Și uitați, așa se scrie istoria unei comuni. Știu sigur că multora din cei care astăzi se înscriu pe liste de partid,
ca să candideze, nu le va conveni realizările. Știu sigur că vor minți, dar eu am un Dumnezeu deasupra capului și alături de mine v-am pe dumneavoastră care astăzi ați venit aici. Ce puteam să vă spun? Puteam să vă spun că aș fi vrut și aș fi vrut mai mult. Sincer, sunt sigur că asta tot ce am putut să fac. Sunt sigur că în acești ani nu am stat o zi fără să muncesc pentru comuna mea. Aș fi vrut mai mult, dar să privim în jurul nostru. Heleziu a pornit în alimentare cu apă în 2007. Valerii Dimineața a plecat în 2012. Pe Pașcu stătea la stână. Nu stătea că domnul Șoara a bădit pe la Tăricianu, pe la guvern. Când întrebai pe Pașcu, la stână, acum a venit pe lui. Dar eu le-am, nu convine de tine. Nu-i convine. Ce nu-i convine? Trebuia să fac atunci. De ce n-a făcut domnul Pașcu în 2006, când după inundațiile din 2005, avea aprobate finanțarea, avea aprobată finanțarea pentru 7 km de asfalt. Drumul până la el, care mă chinui să-l fac eu astăzi, de la Nelu Apostol, pe la Potaș, pe la Tinei, trebuia făcut atunci. Când el s-a dus la mulți voile, banii s-au dus la altă comună. Ce poate să-mi spună mie astăzi, ce poate să vă mai mintă pe dumneavoastră? Un proiect de finanțare de acest gen, faci proiectul astăzi, dar finanțarea poți să o primești la toamnă, poți să o primești la anul, sau chiar peste 2-3 ani. Dar dacă nu faci proiectul, dacă nu-i corect întocmit, nu-i nicio șansă. De aia eram hotărât și voi mai pune din nou pe ordinea de zi, din 5-5 zile voi pune. Deci am dat voie ca eu să fac ședințe extraordinare cu un preaviz, cu material trimis cu 3 zile înainte. Acum eu am materialul, două oară pe ordinea de zi. Nu trebuie decât să se trimit invitațiile. Poate ar trebui să mă duc și cu plos ca să invit ca la nuntă. Poate ar trebui să le mai spun ceva despre a iubi comuna ta. Să le mai spun ce înseamnă un gest de asemenea amploare. Cum va duce repercursiunea asupra comunei peste ani. Ar trebui să-i spun chiar domnului viceprimar ce înseamnă ca eu să pun oameni de la ajutor social la muncă și el să spună, stați frate, vă lasă, nu, eu pe aia vă votați cu mine. Nu, eu niciodată n-am să spun cu oamenii la social să nu muncească. Trebuie, sunt bani europeni, sunt bani pe care noi justificăm cu lucrări în comună și în felul ăsta, uitați, am reușit ca toate șanțurile, rigolele, să le curățim, să arate așa cum arată. Când plouă acum, sunt sigur că nu mai bate la poartă nici Marcela Tulpan, nici Magovei, nici Răeleanu, fiindcă eu am făcut șanțurile acelea. Pe timpul Pașcului erau comandate toate. Nici nu trebuiau bani mulți ca să facă ce am făcut eu. Trebuia doar un spirit de om gospodar. Mai cred și încă mai sper că Dumnezeu mi va da mintea aceea de pe urmă. Eu voi continua pe aceeași linie. Voi continua să fac cât pot în perioada care a rămas. Și dacă dumneavoastră veți considera că nu am urmat, mă veți sancționa. Și fi sper convins că nu mă mai trec nici pe lista de consiliare. Eu nu spun cum spune Lucica, vreau să ies consilier. De ce să fie consilier Lucica? Un Eduard Lucica. Ce face Lucica în Gura Băie? Vine că are două crâși pe aici ca să facă profit, să aibă bani de trăit și să-ți cheltuie bani, da? A făcut ceva pentru omul, doamna Lucica, nu cred. Rănește câinii, tu ne apucă. Dar un copil n-a luat să
Eu am făcut o casă în Genica. Am încurcătat, îmi pare că am considerat că sunt necredit și am mărit mai mulți oameni. Fiindcă așa am considerat că trebuie să fie o primară, un cur la suflet. De ce să fie consilier pastor? Să ducă acolo la sână, că și astăzi, dacă era om, putea să fie aici. De multe ori reședințe din Consiliul Local, pastor spunea, haideți mă arăt că mă grăbesc, dacă sună telefonul, plec. Cel doar în pentru gura voiei? Nu cred. Iar dumneavoastră veți ști la timpul respectiv, când va bate la poarta dumneavoastră, să-l taxați. Sau dacă considerați că este omul care trebuie, să-l și votați. Decizia va aparține. Sunt multe de spus, dar sunt mărnit. Fiindcă nu așa am văzut un final de mandat. Un final de mandat îl credeam altfel. Ce n-au înțeles consiliere? N-au înțeles că politica o fac cei sus la guvern. Consiliere n-au înțeles de-a lungul timpului, cei 25-26 de ani. N-au înțeles că omul, consilierul din comună, trebuie să fie altfel. Nu reprezintă partidul. Partidul e doar un conglomerat în care noi stăm și plutim sau la care privim, poate cu nepăsare de multe ori. Au învârtit partidele cum au vrut ei. USR, PTD, PNL, cine au fost ăștia, s-au dus. Noi am rămas în comună. Eu, Laurențiu, Vadea Vasile, Trofim, ceilalți. Noi rămânem aici oameni. N-au înțeles consiliere că se vor întâlni cu dumneavoastră și mâine și poate și peste 10 de ani sau peste câțiva ani. Oare nu vor regreta când dumneavoastră le veți bate obrazul? Oare nu le va fi rușine că prin deciziile lor au mai încetinit ritmul de dezvoltare a comunei? Am preluat o comună ultima din județul Bacău. Astăzi vă pot spune că suntem între primele 10 comuni. Am adus financiar primăria cum era locul ei. Când am preluat primăria, mi-aduc aminte, contoarele erau blocate. Sigilate nu aveam curent în primărie. Dacă nu se schimba primarul, funcționam la lumânare. Ca să iau cuvântul la microfon pe scenă, am tras curent de acasă, cu role de la mine de acasă. Oare așa, vrem din nou, ne întoarcem în aceeași ieră? Pe timpul celor dinaintea mea, eu n-am niciodată bani de motorină, nu erau bani de piesă. Acum, cum n-ai mai sunt bani de poate. Avem bani de motorină, avem bani să la persoane grave de handicap, la persoane care beneficiază de legea 416, ba chiar, și la persoane care au dreptul pentru ajutorul de încălzire, le-am dat înainte de anul nou. Nu, nu banul nou, să le iau înainte, în aprilie, în mai. Asta înseamnă a fi responsabil. Și aș vrea să vă mai spun, decât că vă mulțumesc astăzi, a slăbit din viața dumneavoastră câteva ori. Voi răspunde la toate întrebările dumneavoastră și vă rog pe rând să vă scrieți la cuvânt. Vă aștept cu mult drag, propuneri și sugestii. Mulțumesc! Care mai înălțat? Care a pune prima întrebare? Doamna Putinier. Avem o întrebare mai înălțat. Haideți, doamna Putinier, vreau să Thank you.
Da, sunt mărturie. Sunt mărturie și ne-am văzut lucrul asta. Am zis de la prima ședință, că îmi doresc în primar, să facă ceva cu lucrul asta. Pur și simplu mi-era șerușit. Deci, atâtea probleme s-au fost ca să mai spun cu inundații de mare, mare probleme. Să duce de cu mine și partea la timpul. Unde eram afectată cu mama. Și culmea era și primarul. Fost primar, ex-primar. Care n-a făcut nimic. Poate altea lucruri. Da, sunt mândră de asta. Da, pot să spun că bilanțul care l-ați făcut este corect și foarte, foarte adevărat. Da, sunt convins. Nici nu mă gândesc să nu aveți aceeași șansă să ieșiți din nou primar, să ne reprezentați comuna cu aceeași demnitate. Și nu îmi rămâne nimic să vorbesc mult. Ce rușine celor care au fost și în absența lor și doamna trecută, că am fost la atâtea ședințe și să le fie rușine. Da, eu spun cu idee de fapt la rușine. Se încadrează în 10%
suplimentare anumită coerenția de solicit și vom primi finanțare ca să facem acordurile gratuite la toți cetățenii care nu au o secundă, da? Primit legături, da? Bun. Ca... Trebuie să faci timpul, nu dau răspunsul, până în toamnă trei metrile. Da. Nu e ce problemă, e duminică, o echipă mică, nu e. Dar trebuie să facem problemă. Păi chiar am ajuns la grădina în casetului, nu e o problemă. Digu, vă mai spun, doamna asta, ajută Dumnezeu, ajut cu Digu la comă. I-am dat răspunsul, putea să pună întrebarea civilizată, dar așa suntem români și mai iubesc, mai toate lucruri știți, Dumnezeu e mai. Cred că mai am. Canalizarea, ok, este fără, este fără. Urmează să primim aprobarea lor. Este sincer, cum vedeam eu, ca meseriaș, ca specialist, în tandem, apa și canalizarea să se bage odată. Dar, gândiți-vă, în România câte comune sunt, 3.000 și atâtea. Ori, întrebeau apă canalizată numai cu Ravării Pătrășcani, 100 de miliarde. Înseamnă centrul României în atâtea comune, de câți ani. Asta este România, asta este perioada pe care noi o străbatem. Nu-i vina mea, nici a dumneavoastră. Noi am acceptat în cei 20 ceva de ani ca să trăim așa. Sincer, îmi pare rău, dar necondiționat până în 2018, comuna Doarcoeni va avea alimentare cu apă și canalizare. Odată ce am început proiectul, se continuă, da? Mai greu era până în că politica era cam așa. Să se finanțeze întâi proiectele începute și care sunt într-un procent mai mare făcute și să se finalizeze, ca să nu mai începeau alte comune. Poate faptul că am insistat la momentul când a trebuit, a făcut ca și noi, deși era o lucrare nouă, să primim fondurile necesare ca să începem alimentarea cu apă. Necondiționat, repet, se vor alimenta toate satele din comuna noastră. Și cred cu certitudine că România este pe un drum bun. Vedem că totuși este o creștere economică, dacă se va accentua această creștere economică și dacă se va continua, sunt șanse mari ca acest proces de implementare a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare să se derumeze mai repede. Dacă nu, ne vom uita unele la alții și ne vom întreba ce vrem, trăim și de ce le trăim tot noi. Mai aveam la vă mai spune câteva cuvinte eu, de timp mai mi-aduc aminte și vă mai spun. Dumneavoastră, formulați-vă întrebările și vă dăm răspunsul. Dar haideți să dăm răspunsul, să dăm microfonul la lucrurile. Să vă am o problemă, hai să vorbesc mai încet așa, că domnul Șerpa s-a angajat cu toată puterea lui economică, Șerpa fiind panificație de la Filipești, să ia pământ în arendă la Mierăuța. Nu cunosc condițiile contractelor de arendare, dar fac apel călorată domnul primar să sprijine acțiunea lui domnul Șerpa ca să punem pământul la dreapta. Nu mai lăsăm la discreția comandelor și la discreția mistreților și a altor probleme. Deci Mierăuța este un potențial agricol bun și trebuie pus la dreapta. Cine o să vrea că sunt oameni în contracte de lucrare la Apia, s-ar putea să se încheie anul 2016, să-și ia oamenii bani, iar din 2017
începând cu ianuarie, va veni domnul Șerban să însămânțeze la Mierăuș. Sunt în jur de 70, poate chiar mai multe hectare de pământ care vor fi arate și însămânțate. Asta am vrut să anunț, să știți că sunt probleme comune și agricultura ne interesează. Știți că ne interesează în mod direct și pe domnul primar. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Foarte bine, sigur vă sprijinie un asemenea acțiune, ca o dată de pământul ăsta acolo și el poate să producă. E un teremul și felul ăsta se va da circuitului agricol, vor obține produse care vor fi necesare tuturor celor care au pământ acolo. Cine mai vrea să mai ia cuvântul? Cine mai are o întrebare? Da, domnul Samuel. Bună ziua! Pentru șantul nostru pe care ne angajează foarte mult, la Vaselin Cricioclu, nici dumneavoastră, potențele sunt cum sunt, hangana ar trebui continuat până sub picor acolo, când va veni o viitură, noi iar o să fie inundați acolo. Vreți să fii bitonat până, nu știu, 10 metri sub picor. Da. Știm neapărat să menționez acest șanț. Am hotărât de mult să-l fac, să-l betonez. Cu mențiunea am hotărât să facem potențe acolo, ce să vă mai spun de proiect făcut de fostul primar, mai bine dat. Au făcut șanturi de 2 metri și când au făcut potențul la om, la poartă, au lăsat doar cu jumătate de metru o găurică acolo pe care trecea apa. Normal că acolo se blochează crezi cu răgării și inundă cetățenii care au locuințe de limitrof. Voi face acel șanț, vă promit, și îl trebuie într-o lună de zile. Vă rog să vă uitați la calendar. Vă mulțumesc! Da, domnul Cale. Bună seara, știți, domnul. Am și eu o rugăminte că domnul primar a plecat biserica Dumbrava și a promis ceva spre noi. Suntem la câteva acțiuni de promisiune. A promis să vă face stradă de rezistență. Că uzura deja a început să cedeze, numai greu. Numai cât ne uităm pe ea, deja este găurit. Nu e imposibil ca să, dacă o lăsăm așa în 2 ani, va fi la fel, cum am fost înainte. Și a doua note, dacă va veni și noi noi apa Dumbrava, foarte prost am cu apa, de apă, altceva, nu am ce să mai explic un primar. Asta e datoria noastră. Ce mai grea situație la noi este cu apa. Noi trebuie să mergem rândul la nevoie la 500 de metri cu călețe în mână, ca să ne alimentăm, să ne spălăm, să ne... Nu știu dacă vă știți, întrebați toată lumea din Dumbrava, cine este în Dracea, știe, ci după dealul Mânii și până la Drăguș. Acolo este cea mai grea situație la noi, în domeniul apă. Deci, dumneavoastră mi-ați promis la biserică, în alța Ținut și Dumnezeu, o să promite să face anul ăsta testul de rezistență a șosei. Acum o să vedem și să vă ascultăm și să vedem ce spune dumneavoastră, cele de consecințe de respect. Domnule, vă mulțumesc și vă respect și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galen. Răspunsul este simplu. La
drumul județean, deja aveți dreptate, au apărut că lucrarea a fost făcută de firma Vidulova. Am făcut deja adrese oficiale ca să vină să astupe acele lucruri. Necondiționat vor veni. Când am spus eu este acest strat, se va mai turna un strat de rezistență, am spus, acel strat se va turna anul 2017. M-am estimat corect, nu vreau să vă mint, nu vreau să mă răstămăciți cu mine. Până atunci, firma respectivă îl are în garanție 2 ani și tot ea va veni să astupe găuri. Dar sigur, vin cu mașină de presiune și astupă găuri. Asta este România, pentru că au făcut autostrăzi și au trebuit să ridică lume. Aici, sincer, îmi pare rău că primarul nu se poate implica mai mult din cauza că e firma, e treaba ei, primarul, treaba. Aia am urmărit-o mereu pe drum. Eu spuneam, domnule, fă ca lumea, fă așa, fă așa, dar vedeți că materialele, ceea ce liantul care apară asfalt, depinde absolut de specialiști din firme care toarnă asfalt. Cu certitudine însă, în 2017, vor turna stratul de uzură. În ce privește alimentarea cu apă cu Dunava, nici n-ar vrea să concep să nu aducem apă la Dunava, la apă ca și celelalte sale. Nu a fost la ședința trecută, dar am avut materialul tot pe masă. Avem SF-ul făcut săptămâna asta, solicităm finanțarea. Iar n-aș vrea să fiu greșit înțeles. Dacă fondurile permit, este posibil ca în toamnă să începem alimentare cu apă Dumbrava. Dar pun întrebarea, cine știe ce ne rezervă viitorul? Întotdeauna mi-a plăcut să promit ceea ce știu sigur că voi face. Dar odată ce am făcut SF-ul, odată ce avem proiectul și solicit finanțarea, depinde doar de puterea economică a țării ca să derulăm cât mai repede acel proiect. Cam asta ar fi răspunsul. Printre cei care mai doresc să mai pune câte o întrebare despre noi, despre viața noastră, comuna noastră. Adică canalizarea cam câte așa să zbor, să dai dracu și așa. Domnul Cestor, proiectul se face de firmă, nu, proiectul se face de firmă autorizată, se face de specialiști, nu se face de oricine așa. Va fi un proiect corect, în domnul, dacă va permite, pe o parte sau pe alta, să fie trasă canalizarea. Asta o stabilește doar apoi. Până în momentul în care se definitivează, sunt discuții pe care și eu și dumneavoastră le purtăm ca să terminei proiectantului, consultantului celor care fac materialul, care a stat la baza proiectului de alimentare cu apă și canalizare, da? Dintre consilieri, domnul Florin, dumneavoastră a fost viceprimar, am mai spus-o, în ziua de azi nu aveam la Dumbrava asfalt, dacă nu, domnul Florin nu insista ca să străie la vot. Bună ziua! Regret faptul că colegii noștri aleși de noi, din toată comunitatea astăzi, lipsesc. Nu știu dacă lucrurile pe care le-a făcut domnul Andriescu sau domnul Vașcu sau ceea ce face cu urmat, vă rog, ei rămân pentru noi.
Mă aduc aminte în 2006, când am început să facem podul la Bunata, găsim un proiect, adică lăsați un proiect cu tot cu licitație făcut la drumul de la Bunata, trecerea 100 de km, nu știu ce, parcă, și podul de la de zona Cheia. Lucru foarte mare, care, na, noi ne-am bucurat. Așa s-a putut termina acel pod. Așa, așa, cu domnul primar legat de proiectul cu drumurile comunale, nu a spus că imediat va pune mâna pe ieri și gata, oamenii o să vadă, în vreo lună de zile, să face cum și vreau să crească domnul primar. Nu, ei nu s-a gândit la lucrul ăsta, s-a gândit cu acel proiectul să va materializa în timp de un an, doi, poate va fi altcineva primar, dar lucrul ăsta ar fi trebuit ca să continui. Cam atât am avut spus acum. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, cât de repede trece timpul. Mai ieri, aici spuneam așa, pe scena asta, și chiar m-am bucurat că aș dori ca în gura voi să fie doi primari, doi viceprimari. Se pare că mai bine tăiam limba decât să scot acea frază. Se pare că m-am înșelat. Și sincer vă spun, chiar cred că mi-am meritat soarta, că eu l-am vrea să fie viceprimar. Am spus, hai domnule, că ești un gospodar, că ești în sat, aici ești om care ai o societate, vrei să... Ai făcut ceva în viață. Păi ce-a făcut pentru familia lui, de ce nu face și pentru familia gura lui? De ce nu spuneți eu, domnule, familia mea rămâne dincolo de pod. Familia mea acum este comuna Curavăie. L-am întrebat rândul trecut la ședința cealaltă și am spus, nici nu vreau să cred că domnul viceprimar Angoghi nu votează drumul la Păltinata, când el are mutații la Păltinata. Păi, dar dacă ar dormi acolo, cum doarme domnul Grigore Florin în fiecare zi să se ducă în Păltinata, să intre, să iasă pe drumul ăla pe care vreau să-l asfaltez, dar dacă dormea acolo, nu credeți că vota cu două mâini? Dar așa la unește și se poteze, la acolo are drum, are teren de sport, are apă, are canalizare, nu-ți mai bate capul, domnule. Lucica, ce trebuie teren de sport? Copiii n-are, dar nu se mai întreabă cu copilul meu sau nepotul meu vrea să joace cu teren de sport, nu? De-aia este bine. Cel care pe lista de consilier să și doarmă aici, fraților, nu așa trecut pe listă și vine și ea numai banii de consilier. Ia uitați cum se comportă cu dumneavoastră și cu comuna. De ce să ia bani? Cam asta ar trebui să ne dea de gândit la tot și cam asta ar trebui ca și dumneavoastră să întrebați pe cei care astăzi nu i-ați văzut de ce vor rău comunei. În rest, Dumnezeu va avea mâine și pe noi. Dintre dumneavoastră care mai vrea să ne ia cuvântul, da, Dumnezeu, vă rog. Acel cociul din primărie și-a făcut așa cum este, aura actuală, acest cămin cultural arată așa cum arată, avem niște oameni care stau împotrivă. Aceia n-au legătură cu această comunitate. Noi am ales să ne reprezinte și ne apă interesele ei și fac de voi. Sunt plătiți din bani public, nu? Și ne plătiți pe sâmb, săptămâna trecută și pe azi. Și ne plătești cineva? Da. Dacă sunt acești oameni iau bani, ies cu tărăboi mare. S-ar putea ultima soluție care este bătaia dumneavoastră. Între ea și 10 luni vă v-ați mâncat ca câine aici așa, v-ați mărătuit și realizări putea fi mult mai multe ca acum. Acești oameni care au fost împotrivi, care azi
au ignorat această adunare, trebuia să vină aici, la acest, la, să-i față oamenii. Mâine este o luni din zile începe campania electorală, așa e, mocirea asta murdară politică românească. Pare mi se că vor fi uitiți ce-a fost săptămâna trecută mizeric. S-ar putea să iasă cu capete spartii, tot ce e posibil, și asta este unica soluție. Altea nu mai este. Dacă acum, în 2004, haosul era la Catea Răioasă, astăzi haosul este la biserică din sus. Deci se dărâmă biserica, dacă se duce un mort la biserică, la cimitir, se duce la toate primarul acest Mihalcea, care a făcut din banii lui acest drum. Nu se mai udă nici punțul, nici Sfânta Evanghelie. Acest primar este, el a făcut drumul. S-a realizat multe, se putea face și mai multe. Acești oameni care stau împotrivă, n-au legătură nimic cu acest pământ, nimic, nimic. Iar doamna Lucica n-are nicio cruce din neamul ei, nici o măghiu de pământ ca drept de mormânt. Nimic, nu leagă nimic. Vă leagă proprii interese. Așa au jucat în ultimii 20 de ani de zile. În 20 de ani de zile sunt consilieri care au abonament la primăria Burabăi. Au abonament fictiv. Nu vor să se împrăstră de pe nimeni niciodată. E bine asta. Începe mâine, poi începe campania. Nu creadă odată că acești oameni care balconare ăștia care vin și comandă 25 ani, vin înapoi și le cer voturile. Și nu creadă cineva. Fostul primar nu vrea asta la poate. Păi nu vrea cu locul niciodată, dar știi. Facă acolo. Nu întâmplător, nu întâmplător, sunt crescut cu acest primar și cu acest fost primar, pe aceeași uliță, crescuți și spălați din același izvor, din aceeași fântână, am cumpărat acolo. Este o rușine ce s-a întâmplat în ultimii acești 4 ani. O rușine! Noi suferim și își fac proprii interese, își fac propriile ambiții. Nu trebuie să facem așa ceva, noi nu avem nevoie de ei. Dar și întrebam, domnul primar, când vine DNA-ul și curtea de cortul la primărea Burabăi? Vreau să fac și eu un demunț, cum fac ce? Acum e timpul demunțurilor. O-l fac eu. Eu îl fac. Iar cei care au băgat mâna în bugetul local să plătească unui prețuim, domnule. Care au ca 250 milioane și idei mâine, nu peste 5 ani. Mâine se dea bani. Care au băgat mâna, tot să ia bani. Nu-l tărău, adică la unul care are 7 grei, gata, prin impropiere imediat, pește, care gărim procesul și urmări. Și să ia bani, domnule. Și eu furat și au făcut treabă să se ia bani. Iar cu acea concesionat de teren, că nu știa, așa, 1000 de metri. Ați câștigat pe acest lucru și ce puteți câștiga. Am câștigat, am câștigat. Mai sunt imobili de ale care trebuie să le câștigăm, da. Cine a mințit acolo cu pământul ăla? Cine a mințit? Păi cine a mințit? Pasul secret, dar nu sunt țiga. Se plătească, domne, niciuna se plătește. Se ia bani. Vor plăti, nu vom face probleme. Să dau răspunsul de domnul Teofil. Nu, domnul, eu nu știu. Iar sincer, apreciez, a spus o frază foarte potrivită aici, în balconare, așa este. La un moment dat, în Consiliul Local, erau 7-8 care dormeau la unei. N-ar vrea să mai le numără. Dar acum sunt numai 2. Sigur, în mandatul următor, deja după cum se anunță candidaturile, sunt vreo 5. Mai vin încă vreo 3-4 care tot la fel stau în Onești, dorm în Onești și fac mutație pe casa părinților și vor candida la Burabăi. Un răspuns pentru domnul Andone este următorul. Nu vor primi bani pentru ședința de consiliu, este clar. Ședințele extraordinare nu se plătesc. Eu le-am mai tăiat în indemnizația de consiliu. Eu le-am mai tăiat, o să știți, că am considerat că nu și-au făcut datoria, s-au supărat, dar le-a trecut, am făcut economie, 400 de milioane la bugetul comunal. O să vă garantez eu că până la finalul mandatului nu vor mai lua indemnizația de consiliu, nu mai fac ședințe de Consiliu Local ordinară și nu vor mai lua niciun bănuț. Ca să nu mai vin aici pentru bani, de vor veni bine, vor la primărie. Să vedem, vor munci în folosul comunității pentru Burabăienu. E pentru asta, din 3.300.000 de pentru ei, vorbesc că sunt banii noștri. Banii aia se facă ceva în comun. Păi banii aia rămân la bugetul local. Cu terenul doamna Lucica, în hotărâre definitivă, irevocabilă, eu m-am judecat 3 ani și jumătate, este terenul primăriei, așa cum a fost în veci,
și a rămas la primărie prin modul cum am știut să duc mandatul meu la capăt, zic eu așa, și nu vă faceți probleme, că la ora actuală legea își pune cuvântul. Referitor la plângeri la DNA, se facă rapid, astăzi puteți să le faceți oricând, oricând vă dau adresa de la DNA, pentru cei care sunt de acord cu dumneavoastră, care au greșit și o să de acord să plătească. Dacă, la un moment dat, politicul nu va mai gafa, dacă oamenii din administrația publică își vor face datoria, România va merge mult spre bine și mult mai repede. Aici avea dumneavoastră dreptate, domnul Rodoșa. Așa este. Faptul că de-a lungul timpului s-a gafat foarte mult și, ca să fim sinceri, s-a și furat, unde mă uitesc noi la televizor foarte mult, asta a dus la sărăcirea masei de oameni din România. Altcineva, dacă vrea să mai spună câte ceva? A, mai aveți ceva de spus. Vă rog! Păi care candidat și-a exprimat la Dumbrava, Capta, Băchinata, Timirii, Mătrăcescu, Mătrăgajă, dacă vin de acolo, cum a vin? Dacă vin de acolo, nu ai vin niciodată. N-ar ce gata de cap până în cap. De acolo. N-ar ce gata de acolo. De la până până n-ar ce gata. Dar n-ar ce gata. E un mișcă incurat, voi n-ar ce gata. Este un... Eu sunt scârții, poartă să-i cânti cu coșul. Dacă nu-i cânt la revedere. Gata. Uf, trebuie cu trebuie. Este... Gata. Sunt oameni care profită de larghețea legii. Își fac doar domiciliu pe Băghina sau pe Gura Băieților la Pătrășa. Puteți cânta casa lui Bici Prima? Și nu o se mână. Și ei locuiesc în oraș. Normal, legea spune că nu mă doar. Trebuie să locuiască efectiv în comună sau la domiciliu pe care îl are declarat în buletin. Dar pentru asta ar trebui să face o plângere la poliție, să-i verificăm dacă tot noaptea acolo e o procedură pe care, pe căi legale, ar trebui să o urmă. Vom vedea, sper, să realizăm și acest lucru, că până la urmă, oameni, dacă tu ești consilier cu doamna Lucica de 12 ani sau de 8 ani, n-ai dormit odată în gura mei, sau domnul Ambuș de 4 ani, n-a dormit odată în gura mei. Păi cum să te doară de gura mei? Am mai menționat acest lucru. În momentul când, la 1 noaptea, arde casa, nu mai vine nici Papa Pius de la Onești. Dar aici ar trebui să fie în comună, ca în 3 minute, să alerteze grupa de voluntari, cei care trebuie să intervină la un asemenea, la un eveniment sau la un incendiu sau la o situație. Ce-ar mai fi? Domnul Urlan, i-a zis și dumneata Dumnezeu. Bună ziua! N-am ce să spun, că am spus la ședința trecută ce am avut pe suflet. Cred că dânsii colegii își fac campania, numai o să plece cu mașini din sat, din nou. De așa a început să mențească lumea că ideea nu a fost să plătească modernizarea infrastructurii rutiere, că dumneavoastră mințiți în hârtii, nu 70 de mii luați de la Dumbrava, 2270 de mii. Deci își acoper că n-au vrut să voteze prin ideea de a minți, se duce pe la oameni. Păi nu vrem din asta, că eu le-am 2.700.000, nu ne spune cât. M-am certat cu dânsul vineri la 10, după neanadul la Dumbrava, cred că mi-i spune noi porecla. După ce am răsturnat balastru cu necăram pe ulița acolo, vine înaintea mea, dezbrăcat, era dispus să pregătea din culcare. Eu de ce v-am spus, vin cine și spunea la oameni acum, că 2.700.000 eu am furat ședință, n-am înțeles. M-ați mințit, l-am luat cu mine așa de spuia, de chiloți era. Mergi cu mine acum înaintea lui și putea să-i spui. Și zis că nu, el în hârtia lui așa scrie, 2.700.000. I-am cerut hârtia dânsul, nu vreau să-mi venea, nu știu care e problema. Unii am luat o hârtie de la doamna Dana, la doamna secretară, etc.
exact cu proiectul de hotărâre, cum a fost scris cu suma de 70.000, și am arătat, am zis că nu, aia e hârtie minciună. Cum dacă negru pe alb, e scris minciună cu parafa primăriei, cu ștampilul, cu tot, este minciună, înseamnă hârtia mea, dar nu știu unde o are. Nu știu de unde o are, dar oricum. Deci strategia lor este să nu voteze nimic, să nu mai meargă. În discuțiile care le-am avut până la sfârșitul mandatului, deci să nu se mai voteze nimic, să nu se mai țină ședințe, să nu mai facă. Asta exact cum a spus domnul primar, cum a menționat domnul Andone, îi doare sufletul de oameni din comună. Sunt, locuiesc în comună, fac naveta aici mereu, o vin numai, cred că, probabil pentru bani. Vor candidatul, cum zic, sunt salariile mari acolo la primar și jos. Mai au și pensie, mai au salariul, ridic 5.000 de lei pe lună, mulțumesc, trai bun, la familie, nu mă interesează dacă fac să nu fac ceva comună, vin dimineață, plec la 4, vin la 8, plec la 4 și la revedere. Vin odată la o ședință, iau 3.000 lei, 300 de lei, cum spune domnul primar. Așa este și noi, care suntem, am putea să nu fi venit la ședință. Azi e duminică, e zi liberă. Dacă vrei să faci ceva pentru cetățean, trebuie să vii, alt alternativ în avem. Asta e ce am avut mai mult, am spus atunci, m-am descărcat în ședința trecută de toate. Bolovanii sunt la îndemână oricui în campania electorală. Asta e, mulțumim. Sincer, mi-e și penibil, mi-e penibil să ridic această problemă, dar am trecut de câteva ori și chiar e bine să o menționez. Mi-aduc aminte în 2008. Eram vândut în campania electorală, eram despărțit de soție. A trecut campania electorală. N-am mai fost vândut, nu mai eram despărțit de soție, toate au fost așa. În 2012, cu o lună de zile înainte, iar am fost despărțit, iar am fost vândut, iar eram închiriat la unde. A trecut în 2012, am ajuns în 2016. O lună iar a început să fiu despărțit de femeie. Dacă știi ceva că îți despărțit, păi să-mi dea și mie ceva, tot mă despărțit de femeie, așa? Da, ca idee, cursul apei va fi montat pe centrul podului, stânga de lângă Burghenea se va dinamita și va fi distrusă, iar acei oameni vor sta liniștiți că nu va mai intra nici la ei apa în casă. Continui cu cine ar mai rămâne nouă tot la timp, de la Coman până unde ar trebui să se lege de gabioane în continui cu opțiunea de a folosi bani de la Consiliul Local, din bugetul Consiliului Local, pentru al definitiva asta ar însemna în jur de 3, maxim 4 milioane, 4 miliarde de lei, aproape 100 de mii de euro de la bugetul local, care deja pentru noi ar însemna puțin anul următor și asta ar, practic, ar închide un proiect foarte, foarte important pentru Comuna Gravăie, una dintre cele mai afectate comune din România în 2005. Pe lângă toate astea, eu am să vă mai spun ceva, și acum vă vorbesc cu inima. Am căutat că în momentul când dumneavoastră aveți o problemă, când ați avut un necaz sau nevoie de oameni din administrația publică, de personalul din primărie, am căutat să vă rezolv rapid. Și cred că am reușit că în 5 minute orice cetățean care a venit la primărie să plece toate problemele rezolvate. Asta înseamnă dragoste față de dumneavoastră, dragostea față de om. Și în primul rând respect unul față de celălalt. Ce vă spune? Decât dacă mai sunt probleme, cu mult cam și răbdare, le ascultăm. Dacă nu, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru răbdarea pe care dumneavoastră ați avut-o, vă mulțumesc pentru faptul că și astăzi ați fost alături de voi.
Vă mai pot spune că mai, o să mai pun pe ordinea de zi acest proiect, dar tot la ședințe extraordinare, ca să nu poată primi bani. Dacă fac ședință ordinară, primesc bani. Dar și la acea ședință am tot în pixul meu stă, am posibilitatea că dacă vin la ședință și nu aprob, iar nu primesc bani. Cel mai bine așa este, mai candidează la funcția de consilier dacă nu vine să aprobe. Nu mai vine, nu mai candidează la funcția de consilier, nu mai ia bani. Și așa? Îi rămâne, nu înțelegi o dată. Bun. Este o fetiță care vrea să vorbească. Rămâne și tinere, nu? Păi tinere, după la urmă, mă vorbim, Igor, omule. Și mi-a explicat ea într-un mod foarte clar diferite lucruri. În timpul cărui mandat a fost proiectul, a fost propus proiectul cu apă din Gura Băiei? În timpul mandatului dumneavoastră sau al domnului Pașu? Sincer, s-a încercat doar o tentativă de proiect de alimentare cu apă. Și este un răspuns clar și cinstit. Tentativa era pe următor. Au încercat să aducă apă de la Calo, au greșit, nu-ți dă voie pe teritoriul privat, au încercat la rafinărie. Când am intrat eu prima, vreau să aducă apă pe la Chiric, pe la Havda de Genuse. Am intrat prima dată în 2012, în iunie, deja în noiembrie aveam montat de la gară toate autorizările necesare, 67 de metri de conductă, până la tunelul de la Iucri. Așa că dumneavoastră trageți concluzia. Așa băieții au făcut. Să vă dau un răspuns iar. Deși nu e o întrebare pusă, era proiect de primărie nouă. Aici trebuia dărâmată primăria veche, care noi deja funcționăm de atâta timp, și în spatele, în curte aici, trebuia să facă o nouă primărie. De o valoare de 14.700.000. Când prindeam noi 14.700.000, banii pe proiect s-au dat, s-au cheltuit. Primăria, eu am făcut-o cu 1.150.000.000. Cât au dat pe proiect Pașcu, eu am făcut primărie cu materiale cumpărate și vedeți că o primărie cu chiar, care chiar eu mă mândresc. Proiecte s-au mai făcut, vă mai dau răspuns. Repet, proiect de din, da, s-a făcut proiect de din, dar proiect făcut cu picioarele. Eu am făcut proiect, cum îl vedeți dumneavoastră, ca la dumneavoastră. Are 11 metri jumătate la bază, 4 metri sus, deci cu basculanta pe el, la înălțime de 4 metri. Este un proiect care este făcut cu materiale aflate pe albea râului. Un proiect care să-l faci cu bani puțini. Când ai un buget sărat, când ai un buget mic, ești obligat ca cu acel buget să faci mult. Și noi așa am făcut, cu bani puțini, chiar am făcut mult. Am adus pe doamne de la Termo 1, în valoare de peste 3 miliarde. N-a costat un leu primăria Buravoiei și comuna Buravoiei. Noi le-am montat acolo. Acele betoane erau și pe mandatul celuilalt. N-a avut capul, n-a avut ideea, sau poate n-a avut dorința de a face. Acum că spune că a făcut proiect, pe și-o fac proiect. Și de, cu digul, ne-a mai spus doamna Angela că s-au cheltuit mult mai mulți bani în ședință. Și că ați luat balaful de aici, ați fost 4 centimetri de sârmă. Și nu este, nu v-a susține foarte mult acel din. Ea nici n-a văzut din bani. Aia v-a făcut. La ei, să vă dau răspuns. Vedeți ce minciune de acum, de-aia v-am spus că sunt capcane. Oamenii, DIG-ul a fost verificat și răsverificat, să spunem așa. Este verificat și contract de conturi, este verificat și ca investiție, ca valoare, ca modalitate de lucru. Sincer, a fost verificat de APSR Bacău, de la gospodărirea APSR
că au venit de la Aqua Point București, am adus o firmă de la Cluj. Sincer, am fost cel care a primit felicitări. Nicăieri, domnule primar, nu am văzut o idee mai bună, mai ieftină și mai rapidă ca dumneavoastră. Și au plecat strângându-mi mâna. Restul ce spun ceilalți în sat, vă dau un singur argument. Puteți să o constatați dumneavoastră înșivă. De acum a venit vremea mai caldă, mergem împreună pe dig. Și veți constata cu surprindere că cei care pe dumneavoastră v-au mințit, atât îi duce capul. Am spus că în timpul mandatului dumneavoastră a fost făcut doar un singur proiect, ceea ce ar fi făcut un arteziană din fața primăriei și ceea ce l-ar fi determinat în 4 ani de zi. Multe lucruri am spus că doamna așa nu sunt adevărate, sincer, eu nu l-am crezut. Domnule primar, ar fi cazul să nu ne îmbătăm cu apărei și să credem minciunile lor, că astea sunt de ceva normal. Începem cu campania mai degrabă. Începem cu campania și se vede cu liber. Trebuie să se vadă cu liber și se înțeleagă peste fiecare de minciuni în cazul. Eu, când îl lucrăm, trebuie să fie asfalta, am lucrat la DIN, la început, pe tot 9 de 4 cm, a fost cel puțin 20 de cm, plasă de Buzău de 8 sau 10, pe betonul care a fost aplicat chesonul de, da, de beton, da? Am lucrat acolo, nu am avut nevoie neapărat de bani ca să nu răspătiți pentru că am lucrat acolo, da? Este exact, da. Domnul Vasile. A început campanie de probată și... Da. Și mir cât îi ținem, așa, cât îi ținem, așa, așa. Efectiv, cum pot să vă spună dumneavoastră? Vor minți cât vor putea, e problema lor, dar aș întreba pe cei care sunt consilieri la PSD dacă măcar unul dintre ei s-a dus până la DIG, acolo să vadă DIG-ul, domnule. Dacă s-a dus măcar unul, domnule, hai să vedem până la urmă ce a făcut omul ăsta ca să pot să mint sau să pot să-i dau dreptate. Nu mai contează ce spune, contează ceea ce rămâne și ceea ce am făcut. Cam mare domnul Gălanța. Exact ceva se mai înainte. Mint, dar fără hârtie, ar trebui că îngășuri să se întâlnește cu un om, doi, că pot să-l găsească 7-8, să-i poată răspund, aibă și cine să-l contrazică. Când găsești unul, doi, ce mi se spune? Că ăla a costat 10 miliarde, că acolo a făcut atât. De-aia și eu vine, i-am zis, am hârtia de la care s-a citit în ședință. Nu că hârtia mea scrie 2 miliarde 700. Păi zic, adu-o pe plata să o văd, ți-o dai eu mai târziu. Păi nu așa că o dai mea, dă-o acum, hârtia în față, văd, te-am dat și pe mea să confruntăm una cu alta. Și găsești unul, doi, îți da focă. Ăla am luat atât, dincolo e atâta. Eu știu că nu am pe asta. A dânsului nu are ca să vedea. Zic, dacă a citit hârtia aia în ședință de 70.000, s-a citit, a ieșit, zic, și-a înregistrat acolo, cum poate ați spui mic, 2 miliarde 70. Lasă că îți dai eu hârtia, zic, după alege, vreau să-mi dai, că nu mai ai știut dacă. Haideți să vă citesc proiectul de hotărâre și astea sunt acte oficiale. Nu ne jucăm așa cu cifre, cu vorbe. Când faci un proiect de hotărâre, ăsta imediat după ședință, se apune, se aprobă și se trimite la prefectură. Rămân înregistrate și la noi și nu mai pot fi modificate, pentru că se trimit la prefectură pentru arhivă, da? Proiectul de hotărâre sună doar așa. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gurabului, județul Bacău. Dați-mi voi să ne ochelari. A ne spun cuvântul. Pe anul 2016, pe capitole, subcapitole se aliniate. La partea de cheltuieli se propune diminuarea cu suma de 70.000 lei. Asta înseamnă 700 de milioane în vechi. La investiția cămin cultural Dumbrava. Acolo eu eram obligat să las 5 miliarde pe care i-am prins în buzet.
Din fonduri de lume. Deci banii care v-am spus-o dumneavoastră că am făcut economie, nu scadă în închinare și făcut economie la lumina publică. Noi, când am primit banii de la drumul la dumneavoastră, am mai băgat acolo că 1.500.000. Dar aia stă acolo, nu-i putem folosi deocamdată. Și am spus, domnule, hai să facem și asfalt. 5 km, cât cuprinde de 1.000.000 de euro? Dar ca să fac acel proiect, trebuiau niște bani. Acei bani nu trebuie mie în buzunar. Trebuie pentru avize. Trebuie făcute studii geo, la picioarele la port, la motocești. Numai studiile alea vine o firmă, numai alea la mică așa strigare, la, după cât ne-am interesat noi, ar costa numai alea 86 de milioane, 8600 de lei. Când te duci să iei aviz de la EON, te costă 28 de milioane. Când te duci la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, ți-a 16 milioane. Asta trebuie să iei ai, îi cheltui, dar pentru ei primești factură pe primărie, nu-i folosesc că vrei tu. Dar fără să faci aceste studii, fără să faci SF-ul, fără să faci consultanță, nu poți să ceri bani. Aici mi-a plăcut, se spunea domnul Barbu, nu poți să câștigi la loto dacă nu joci. Nu? Deci, efectiv, ca să pot să susțin acel proiect, eu trebuie să-l fac cum scrie la carte. Da. Și acum, urma, partea a doua proiectului, suplimentarea cu suma de 70.000 de lei la investiția modernizare, infrastructură rutieră, comuna Bunăvoie, județul Bacău. Eu am spus-o atunci, în ședința trecută, că vinul cultural se face, se vor deschide plicurile, va câștiga o firmă, licitația este o procedură de achiziție publică. Se scoate lucrarea pe seapă, se aprobă și atunci discutăm cu cel care a câștigat la licitație lucrarea. Dacă este o firmă puternică, dacă este o firmă care are și un, dacă are și un capital, dacă are și un capital, acea firmă termină căminul cultural până în octombrie. Deci termină căminul cultural până în octombrie. Păi dacă termin până în octombrie și căminul și eu fac și proiectul de 1.000.000 de euro, unii vine așa la fraților. De ce nu vor ei? Păi vedeți, să nu facă doar nimic. Da. Cum pleacă din ședință și își dau seama că oamenilor e gafiază, greșesc. Nu pot decât să ducă minciuni în altă parte, când se întâlnește cu unul pe drum. Spune, băi, dar n-am votat, nu am fost să ia dosare de la cărmin. Nu pot spune că eu am fost în urma 7.000 de lei. Da. Este exact ce am prevăzut și este exact ceea ce am crezut că nu voi mai ajunge să trăiesc. Campania electorală întotdeauna este urâtă, este mortală, dar cred că la ora actuală cetățenii comunei Bunăvoie nu se vor mai lăsa mânziți de două chile de brânză, de o plasă, de cozonac, de pixușeală. Ca să vă mai informez, legislația s-a schimbat și s-a schimbat iarăși foarte bine, nu mai este permis să mai montez niciun bere, nu mai voie cu mașini scrise, nu mai voie să faci campanie cu pixuri, cu tot felul de cadouri electorale. Este foarte bine, chiar salut hotărârea guvernului, că în felul ăsta omul știe ce are de făcut, știe ce să boteze, nu mai este tentat pentru un leu sau 2 lei sau brânză sau știu eu ce mai este acolo, să mai boteze pe altcineva. Dar, domn primar, după ce termină votul, trebuie să dai o vreo, da? Asta.
Asta, asta poate, o dăm împreună la mult, ca să o dăm în fiecare zi. Domnul Țățu. Domnul Țățu, spune. Treceam cu Dacia unde suntem, pe sub pasaj la Iuf. Era un semafor verde, roșu, era foarte elegant și nu crezi că ar fi idee bună să încercați o discuție cu primarul de la... din Coace, de așa? Da? Ce ziceți? Treceam, ajungeam cândva, deci pe șoseaua, pe mijlocul cauciucului, ajungeam direct la pasare. Ne-au învârtit aici, până la cel și tot au oponit vreo 2-3 km. Măcar pentru mașini din nici ar fi idee bună. Ce ziceți? Să vă dau răspunsul. Da. De unde ori m-am gândit și eu că acel pasaj ar fi benefic pentru cetățenii mult mai grave. Acum nu se mai folosește și pliul cu numele. Da. Chiar avem certate. Este o idee pe care eu o salut. Și chiar să duc la neprimire. Pac, imediat de mersul în perioada imediat următoare. Vă cuvint eu să știți, merg personal. Că asta depinde de Popești. Voi merge la primarul Popeștiului și sper să găsesc înțelegerea ca acolo să luăm decizii cum trebuie. Că am fi chiar venit, am fost în câțiva kilometri. După mine, am copil, veneam prin Carol. Găseam la podul de la Carol. S-au schimbat multe. Și cei mai rău este că s-au schimbat la rău, nu s-au schimbat în mine. Parcă tot au fost să ne mai pune o pedică celor de la Gura Băiei. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc mult de toată inima.